Am auzit mulți bărbați care se plâng de femeia lor că este prea masculină și că se simt castrați de ea. Realitatea este că femeile nu doresc să devină masculine. Nu și-a propus niciuna din copilăria mică să conducă familia. Toate, cu câte am vorbit, au visat să se mărite, să fie prințese, adică femei care sunt prețuite de bărbatul din viața lor pentru cine sunt, nu pentru ce fac. Relația cu masculinitatea începe să se distrugă din copilărie când fetele sunt rănite la nivel emoțional de taților, până la punctul în care trag concluzia că trebuie să se bazeze doar pe ele, altfel vor avea de suferit. În momentul în care, ca adult, femeia trebuie să-i spună bărbatului ei ce să facă, ce să gândească, cine să fie, pentru că el se comportă ca un băiat, nu ca un bărbat, atunci ea își pierde încrederea în el, că o poate conduce într-o direcție sigură. Astfel își pierde și respectul. Dacă ea ajunge să facă munca fizică ce revine de drept bărbatului, plus munca energetică de a amplifica tot ce face el fizic, sarcina ei de femeie de altfel, pentru ce ar mai avea nevoie de el? Femeia dorește să fie cu bărbatul, ca acesta să creeze acel spațiu fizic unde ea să se simtă suficient de protejată ca să creeze și să amplifice forța lui. Starea feminină este starea autentică pentru o femeie. Când bărbatul este liderul și comunicarea dintre ei este foarte bună, ea se simte în siguranță. Când se simte în siguranță, înflorește. Când nu se simte în siguranță, se transformă în tiran din cauza fricii. Și ambele sunt datorită faptului că ea amplifică ceea ce este. Are frică? Atunci o amplifică. Are bucurie și susținere și siguranță? Amplifică această stare. Când ajunge femeia să conducă, ea de fapt refuză să mai creadă că este vreun bărbat asumat suficient care să fie acolo lider pentru ea. Sunt Elena Paula și Bei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.